Surori, mis credincioși, vă fiți de bine cu această Sfântă Mare zi, în care ne aflăm astăzi, în Duminica a 7-a, după Rosarii, după Duminica Mare, și în fiecare Duminică la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie este dată citire unei Sfinte Evanghelii, unde Sfinții Apostoli și Evangheliști ne relatează despre minunile pe care le săvârșește Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe acest pământ. Iată, în duminica asta, Mântuitorul Hristos ne vorbește despre, sau mai bine zis, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne vorbește despre minunile, trei minuni pe care le-a săvârșit Mântuitorul Hristos în fața oamenilor. Și atunci când vedem aceste minuni, ne minunăm și noi, dar și cei prezenți care erau acolo, însă mulți dintre necredincioși, farisei și cei care nu voiau să vadă cu ochii buni, cu ochii sufletului lor pe Hristos, nu-L puteau vedea. Spuneau că ar fi, cine ar fi acesta care poate ierta păcatele, sau cine ar fi acesta care poate vindeca un bolnav sau altceva a face, sau a scoate demon. Spuneau că cu Domnul dracilor scoate pe draci. Iată, aceste gânduri spurcate aveau acei oameni din Vechiul Testament, care și acum îl așteaptă pe Mesia, însă Mesia cel iubit, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, era prezent în fața lor și le spunea căci eu sunt. Și le-a arătat aceste minuni, arătându-și dumnezeirea sa și slava sa pe acest pământ. Vedem că acești doi ori din Evanghelie i-a vindecat Mântuitorul Hristos pentru credința care o aveau ei, dar și pentru că să-și arete Hristos slava sa pe acest pământ. Acești bolnavi care erau stăpâniți de păcate, erau stăpâniți de acel mut care era stăpânit de duh mut, de un diavol, iar diavolul a fost izgonit și mutul a vorbit și acești doi ori au început să vadă. Aceste minuni ne arată cât de mare este puterea lui Dumnezeu și a Mântuitorului Hristos fiind pe acest pământ. Însă Mântuitorul Hristos de fiecare dată zicea cuvintele, credeți numai și veți primi. Și atunci când vorbește despre credeți, nu spune numai celor care erau prezenți atunci, ci spune tuturor celor, nouă tuturor, în Sfânta sa Evanghelie, credeți și vi se va da, bateți și vi se va deschide, căutați și veți afla, căutați Împărăția lui Dumnezeu, bateți la poarta Raiului și Hristos vine în inimile fiecăruia. Iubiți credincioși, biserica este corabia care duce la limanul mântuirii. Și atunci când venim la Sfânta Biserică, venind în rugăciune, atunci rugăciunea este vorbirea directă cu Dumnezeu. Atunci când ne rugăm și cerem în inima noastră ceva, să știți că Dumnezeu ne ascultă cu deosebită plăcere acea cerere. Însă văzându-ne inima noastră, ne dă după inimă și după fapta noastră. Și atunci când avem fapte bune și credință în Dumnezeu, numai decât că Dumnezeu mijlocește în fața noastră cu cele de ce avem noi nevoie. Și atunci când ne adunăm în rugăciune, ne adunăm în Sfânta Liturghie,
să știți că Sfânta Liturghie, iubiți credincioși, este acea cină care ne cheamă Mântuitorul Hristos la ea. Căci dacă o invitație este la o masă pământească, la un apropiat de-al nostru, mergem cu plăcere. Însă, dacă ne invită Hristos la cină, ne este mai dificil. Căci este, ne pune în față vrăjmașul diavol diferite ispite, diferite încercări, ca să nu putem ajunge la acea cină. Sau să întârziem. Însă, învingându-l pe acel duh rău, mergem către acea cină care ne cheamă Hristos, la cina sa, la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Și dacă am intrat în Sfânta Biserică, la acea cină, nu mai ieșim de la masă. Zic asta fiindcă dacă am intrat la rugăciune și s-a început Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, nu mai căutăm ca să mergem să ne închinăm la Sfintele Icoane, la Sfintele Moaște sau mai știu eu ce. În primul rând, deranjăm pe cei care se roagă. Într-al doilea rând, facem zgomot în biserică și atunci facem deranj și preotului și celor care cântă la strană. Dacă am intrat în Sfânta și Dumnezeiască Biserică și s-a început Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, ne găsim un loc sigur și ne așezăm și ascultăm Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, nu până la sfârșitul Tatălui nostru, după ce cântă Tatăl nostru, se începe gălăgia biserică, ci așteptăm până se încheie Sfânta și Dumnezeiască Liturghie cu binecuvântare Domnului peste voi toți, cu al său dar, cu a sa iubire de oameni. Și atunci când primim acea binecuvântare, atunci se încheie Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Și atunci facem acea încheiere pe care se încheie Sfânta și Dumnezeiască Liturghie cu pace, cu liniște și cu dragoste frățească. Fie ca Bunul Dumnezeu și Maica Domnului, fericită Maica noastră Agafia și Sfinții prăznuiți astăzi să vă aducă pace, sănătate, liniște sufletească și bucurii duhovnicești sfinte. Multă sănătate, Îngerul Domnului să vă aibă în paza sa. Iubiți credincioși, Ana vă aduce la cunoștință pe săptămâna viitoare, mâine, voi mâine, adică marți, Biserica noastră Ortodoxă prăznuiește o sărbătoare însemnată pentru Sfânta noastră Biserică, Icoana Maicii Domnului, Troierucița. Se spune Troierucița și se traduce cu trei mâini, fiindcă ea este ajutătoare cu trei mâini. Și cu această ocazie, mâine dimineață, la orele 9, la Biserica Catedrală din Soroca se va aduna mai mulți credincioși, unde cu această icoană făcătoare de minuni cu trei mâini se va face în conjurul orașului Soroca un drum al rugăciunii, un drum al crucii, unde vom participa și noi de la mănăstire, dar și cei care doritori aveți ca să mergem în a o urma pe icoana Maicii Domnului, cea adusă de preoți în prejurul orașului Soroca. Și vă invităm pe cei care aveți posibilitate ca să mergi acest drum al pocăinței. Iar în marți, în